Salut, prieteni, și bine v-am regăsit la un episod introductiv. În caz că o să vă mai cer poate pe live-uri, așa doar un pic restul de pace-uri care nu vă trebuie pentru că le cer în scopuri bune, nu că îmi trebuie mie sau alte chestii. Ei bine, de ce le cer? Pentru că eu când bag diamante la vouă, ies pe minus, adică nu bag diamante și eu ies cu nu știu câți cenți pe plus, nu. Pur și simplu ies pe minus pentru că banii sunt în euro și e mai complicat. Astăzi o să vă arăt cum bag eu diamante cu Passive Card și tot procesul ăla, știți? Foarte mulți poate o să ziceți, bă, poate ne păcălesc o chestie de asta, dar nu. Și când mă întrebați pe mesaje că vă dau țeacă caz, băi, nu vă dau țeacă pentru că nu câștig nimic. Pur și simplu nu câștig nimic, eu ies pe minus. Mi-a dat un băiat Passive, acum se bag, am intrat în Passive Card. O să intru la mine aici, o să mă conectez cu amprenta ca să așa mai rapid. Și am aici echilibru de 1.65 lei, deci până acum am 1.65 lei. O să dăm aici o încărcare, o să punem codul, încarcă. Ni s-a încărcat, avem 26 de lei și acum o să trebuiască să intru pe Instagram la băiat aici să iau ID-ul. Asta, copiem textul, o să-i pun numele ca să nu-l vedeți. Ok, acum o să intrăm rapid pe Kaleos. O pasăm pe alt cont aici, stai așa să mă schimb, ok, gata. O să intrăm la noi pe Kaleos, asta e, hai mă, pune-mă pe contul meu, nu mă pui? Asta e, Kaleos, căutăm noi Kaleos, intrăm pe Kaleos. Videoclipul ăsta îl fac ca să știți și voi, să vedeți voi procesul, că unii poate ziceți, bă, cum faci, cum nu faci. Azi nu apare cea Kaleosul. Hai mă, lasă-mă în pace. E mai greu cu o rețea de internet mai greoaie, când te ia e mai greu, na. Așa, ok, o să trebuiască să ne conectăm. Hai să ne și conectăm, ne punem aici e-mailul. Așa, ne conectăm cu contul nostru de SIA Game. Așa, hai. Deci videoclipul ăsta nu s-o pun de rău, pe pauze, doar dacă o să opresc eu, ok, și apoi mergem pe Free Fire. Merg eu la băiatul meu, omul meu care îmi dă asta, uite aici, 4.32 euro. Bă, 4.32 euro asta nu se pune pentru că când dai cu Passive Card, faza este că îți ia Passive-ul, mai mult, punem ID-ul la player și player name. Mergem iar și aici, copiem numele, copiază textul, odată așa, player name, serați, ok, văd că și-a schimbat numele, add cart, view my shopping cart, să dăm pay now, stăm un pic, văd că s-a făcut ceva upgrade-uri pe aici, pe la CGM. Pe la Kaleos, se agem pe ei, na, e cu Kaleos, ok, dăm pe metodele astea de plată, alegem pe ei, și uite, din 4.32 s-a făcut 4.99, nu e 5, știi, ne ia, uite, processing fees, adică, cum să zic eu, ne ia un fel de, nu știu cum să zic, ne ia 67 cenți în plus pentru comandă, adică diferă la comandă, ne ia o taxă de 67 de cenți sau mai mult, nu știu. Depinde de fiecare, o să trebuiască să ne ducă la contul de Passive Card, o să ne logăm, nume de utilizator și parola, să pun aici, ok, mă conectez cu contul meu, dăm login, așteptăm un pic să se loghe, să ne logăm, o să ne trebuiască, o să ne arate, uite așa, sol total 26.65, o să dăm plătiți. Ok, ne va arata chestia asta că s-a plătit suma de 4.99, bine, 4, nu pot să zic 4.99, da, 4.99, ok, dăm back to Kaleos, adică ne întoarcem înapoi și apoi la sellerul care am făcut comanda, o să-i dăm mesaj, este activ, dacă când dați mesaj trebuie să vă uitați la căsuțele astea, dacă sunt albastre, sunt online, dacă nu sunt albastre, nu sunt online. Îi dăm și noi asta și îi spunem, am făcut, așa îi spunem mereu, comandă la tine. Ok, o comandă la tine, apoi aștept și dacă mergem înapoi aici, mergem în Passive Card,
mai avem înapoi 1.36 pentru că ni s-a luat 25 de lei și 29 de cenți. Deci vedeți că eu ies mereu pe minus. Uite, aici de exemplu am făcut aceeași plată, doar că s-a luat 25,42 și diferite chestii, 25,44, deci sunt multe, multe chestii, da? Acum o să închei clipul pentru că cam asta e. Bă, sper că ați văzut și în caz că vă mai cer eu chestia asta, nu e, vă cer în scopuri bune, ok? Deci, na, acum o să aștept să vină, să ne trimită mesaj că s-a confirmat și s-a făcut plata, gen s-au băgat diamantele și cam asta e chestia. Sper că v-a plăcut acest clip și sper că o să faceți și voi sau pot să vă băgați și voi diamante sau vreți să vă bag eu diamante. Vă aștept și, na, uite, deja ne-a și răspuns, stai așa că dacă tot ne-a răspuns, uite, ne-a răspuns aici, no problem, bă, m-am înțeles foarte tare cu omul ăsta, ia să-i dăm noi traducere pentru voi, ca să, în caz, poate, na, nu știți engleză sau așa, no problem, nicio problemă, ok, am spus nicio problemă, ne va rezolva și toate astea. Bun, bă, eu vă las, o să-i dau mesaj băiatului că am făcut și cam asta e toată chestia, iar dacă aveți, v-am spus, restul de passive și vreți să mi le dați, cu mare plăcere le accept pentru că v-am spus, le îmi trebuie în scopuri bune. Așa că noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!